Stimați cetățeni, în luna august a anului 2015, secretarul general al Consiliului Europei a publicat în ziar New York Times un articol în care a numit Moldova stat capturat. Abia atunci, întreaga lume a aflat despre ororile prin care noi deja treceam. Oamenii care astăzi fac parte din blocul electoral Renato Usatăi s-au aflat de la început în prima linie a războiului pentru eliberarea Moldovei din captivitatea regimului oligarhic și criminal. Anume, ei au fost țintele celor mai dure atacuri. Cu toate acestea am putut să rezistăm, iar acum mergem în Parlament pentru a curăța definitiv Moldova de hoți și corupți. În anul 2014, prin acțiuni ticăloase, Partidul Patria, al cărui cap de listă era Renato Usatăi, a fost exclus din alegerile parlamentare. Decizia ilegală a deformat voința poporului exprimată la acel scrutin și a făcut Parlamentul ales să fie unul a priori nelegitim. Peste 6 ani, în data de 4 august 2020, CEDO a constatat că autoritățile au încălcat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Nici până acum, însă, nimeni nu a răspuns pentru acele ilegalități. Mai mult, unii dintre autorii lor încă se află în serviciul statului și chiar au nerușinarea de a pretinde la un fotoliu de deputat. Nu o să le meargă, pentru că blocul electoral Renato Usatăi va insista pe lustrarea tuturor servitorilor regimului criminal, oligarhic și mafiot. Aceștia vor avea interdicția de a ocupa funcții pe o perioadă de 10 ani. Imediat după alegerile din 2014, prin țară a pornit un adevărat val de represalii îndreptate împotriva activiștilor noștri. Și totuși, în ciuda acestui fapt, la alegerile locale din 2015, circa 50 de reprezentanți ai partidului au fost aleși în calitate de primari și peste 1000 de persoane în calitate de consilieri locali. Pe lista blocului electoral Renato Usatăi sunt cei mai mulți primari de orașe mari din Moldova și cu asta ne mândrim. Aproape un an, din septembrie 2015 până în iulie 2016, am fost forța motrice a protestului din centrul Chișinăului, acolo unde am ridicat un adevărat orășel al libertății. În 2016, din cauza fricii față de ratingul înalt al lui Renato Usatăi, Curtea Constituțională a lui Plahotniuc a modificat vârsta minimă pentru candidatul la funcția de președinte a Republicii Moldova. Efortul s-a făcut din nou pentru ca Renato Usatăi să nu poată candida la acest scrutin. În 2019, Renato Usatăi nu a putut să fie inclus în lista candidaților partidului pentru participarea la alegerile parlamentare din cauza condiției impuse de Plahotniuc, prezență personală la depunerea actelor la CEC. Liderul blocului electoral Renato Usatăi și echipa sa au fost cel mai mult supuși represiunilor din partea regimului oligarhic al statului capturat. Potrivit datelor oficiale a Procuraturii Generale, cele mai multe dosare penale au fost fabricate contra lui Renato Usatăi și altor primari și activiști ai partidului nostru. La sfârșitul anului 2017, începutul anului 2018, printr-un atac raider, puterea criminală a încercat să preia controlul asupra municipiului Bălți. Atunci eu, împreună cu colegii mei din fracțiunea partidului nostru în Consiliul Municipal, am întreprins o acțiune fără precedent în istoria Moldovei. Ca răspuns la teroare și represiuni, consilierii au intrat in corpore în greva foamei, cerând încetarea atacurilor asupra municipiului și asigurarea unei activități normale a Consiliului Municipal. Am informat toate organismele internaționale despre aceste ilegalități și am învins. În 2019 a început să se vadă apusul regimului care ne-a capturat țara. Conducătorul lui nu a plecat, ci a fugit. În Moldova a revenit Renato Usatăi, care a câștigat din primul tur alegerile pentru primăria municipiului Bălți. De asemenea, a obținut un scor foarte bun la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020.
contribuția sa la înlăturarea de la puterea unui culoc boțet a fost decisivă. Дорогие сограждане, сегодня избирательный блок Рената Усатой идет на выборы с командой честных и компетентных профессионалов, с четким планом модернизации Молдовы и борьбы с коррупцией, чтобы окончательно очистить институты власти от воров и кулечников и открыть новую страницу в истории нашей страны. Сегодня нас всех объединяет надежда и вера в то, что на выборах 11 июля будет вынесен народный обвинительный приговор преступному и прогнившему режиму Дадона, Плохотнюка и их подельникам. И это будет наша общая победа. Мы вместе вернем доверие к себе и к нашей родине, Молдове. Мы установим диктатуру закона и очистим страну от коррупции.